va da fiecăruia după faptele sale. Nădăjduiește și cheamă-l poporul meu pe Mântuitorul. Vino speranța oamenilor, vino mântuirea universului. Tine, Doamne, înalți sufletul meu, Dumnezeul meu, mă încred în Tine, să nu fiu dat de rușine, să nu se bucure vrăjmașii de răul meu. Toți cei care se încred în Tine nu vor rămâne de rușine. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Tu. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu Tău. Vino, Doamne, să ne vizitezi cu pace, ca să ne bucurăm din toată inima în fața Ta. Lăudat să fie Iisus Hristos! Preasfințite în țile voastre, dragi persoane consacrate, dragi și viscărincioși, dragi seminariști, este începutul unui nou an pastoral, începutul timpului de pregătire pentru întâmpinarea lui Iisus care vine să se nască între noi, să se nască în sufletele noastre. Este timpul Adventului. Pentru a celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii, în această zi, prima duminică din Advent, îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele. Ne unim cu toți ceilalți credincioși care sunt în legătură cu noi prin intermediul radioului și a internetului. Și spunem din inimă, mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea rog pe Sfânta Marie, ururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinți, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele noastre, să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Kyrie eleison.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic, te rugăm, întărește voința credincioșilor tăi, pentru că ieșind cu fapte de dreptate în întâmpinarea lui Hristos care vine, să se învrednicească a sta la dreapta lui în împărăția cerurilor. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Ieremia. Iată, vin zile, oracolul Domnului, când voi împlini cuvântul cel bun pe care l-am spus cu privire la casa lui Israel și cu privire la casa lui Iuda. În zilele acelea și în acel timp, voi face să răsară pentru David o odraslă dreaptă. El va face judecată și dreptate în țară. În zilele acelea, Iuda va fi mântuit și Ierusalimul va locui în siguranță. Acesta este numele cu care va fi chemat. Domnul este dreptatea noastră. Cuvântul Domnului. Către tine, Doamne, înalt sufletul meu. Către tine, Doamne, înalt sufletul meu. Fă-mi cunoscute, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. Călăuzește-mă în adevărul tău și învață-mă, căci tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Către tine, Doamne, înalt sufletul meu. Domnul este bun și drept. De aceea El învață pe cei păcătoși calea, îi face pe cei sărmani să umble după dreptate, îi învață pe cei smeriți căile sale. Toate căile Domnului sunt îndurare și adevăr pentru cei ce păzesc alianța și mărturiile sale. Domnul descoperă taina sa celor care se tem de El și le face cunoscută alianța sa. Citire din scrisoarea întâia Sfântului Apostol Paul către tesaloniceni. Fraților, pe voi să vă facă Domnul să creșteți și să prisosiți în iubire, unii față de alții și față de toți, așa cum suntem noi față de voi, ca să întărească inimile voastre, așa încât să fiți fără prihană sfințenie, înaintea lui Dumnezeu și Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus, împreună cu toți sfinții Săi. Amin. În rest, fraților, vă rugăm și vă îndemnăm în Domnul Iisus, că așa cum ați primit de la noi, cum trebuie să umblați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, așa să umblați ca să prisosiți tot mai mult. Căci voi știți ce învățături v-am dat în numele Domnului Iisus. Cuvântul Domnului. Thank you.
Iartă-ne, Doamne, îndurarea Ta și dă-ne mântuirea Ta. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi. Din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, Iisus le-a zis discipolilor Săi, vor fi semne în soare, în lună și în stele, iar pe pământ popoarele vor fi îngrozite, năucite de vuietul mării și al valurilor. Oamenilor li se va tăia suflarea de groază în așteptarea celor care vor veni în lume, căci puterile cerului vor fi zguduite. Și atunci îl vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și cu mare glorie. Când vor începe să se întâmple acestea, întăriți-vă și ridicați-vă capul, pentru că se apropie eliberarea voastră. Aveți grijă de voi înșivă, ca nu cumva inimile voastre să se îngreuieze în necumpătare, beție și grijile vieții, iar ziua aceea să se abată asupra voastră pe neașteptate ca un laț. Căci ea va veni asupra tuturor acelora care locuiesc pe fața întregului pământ. Vegheați așadar în orice moment și rugați-vă ca să fiți în stare să fugiți de toate cele ce se vor întâmpla și să stați în picioare în fața Fiului omului. Cuvântul Domnului. Preasfințite, cucernici părinți concelebranți, iubiți credincioși, cu prima duminică din Advent începem perioada de pregătire pentru sărbătoarea Crăciunului. Este un mod impropriu de a spune că este postul Crăciunului, pentru că, spre deosebire de postul mare, care are un puternic caracter penitențial, cu îndemnuri insistente la pocăință, timpul Adventului este timpul în care noi suntem chemați să conștientizăm mai mult venirea lui Hristos. A venit prima dată în nașterea Sa din Betleem, sub formă de copil, un prunc care se face asemenea nouă, dar va veni și la sfârșitul timpurilor. Cine va asemăna viața noastră cu un ceas cu pendul, batem între două extreme, între prima venire a lui Hristos și ultima venire de la sfârșitul veacurilor. Și un episcop spunea de fapt că sunt trei veniri, pentru că în afară de prima venire și ultima venire, în fiecare zi Hristos vine și vrea să se nască în sufletele noastre. Dar această celebrare liturgică care începe astăzi, prima perioadă din anul liturgic, vrea să ne atragă atenția asupra atitudinilor cu care noi trebuie să fim pregătiți, atât pentru a sărbători nașterea Domnului, dar mai ales pentru a întâmpina venirea Sa permanentă și mai ales venirea Sa de la sfârșitul lumii. De multe ori noi creștinii suntem dezorientați, descurajați în fața unor evenimente
și ne întrebăm unde este Dumnezeu. Dumnezeu a venit în lume, de ce nu intervine și de ce nu se opune unor nedreptăți sau unor fapte care rănesc atâția oameni. Credința ne spune că a venit. Goethe spunea că ar da totul să știe de unde vine și încotro se îndreaptă. Noi avem certitudinea credinței, pentru că știm de unde venim, venim de la Dumnezeu și ne îndreptăm spre Dumnezeu. Iar această viață noastră pe care o trăim sub semnul credinței și al speranței este alimentată mai mult poate în această primă perioadă a anului liturgic, de timpul Adventului, pentru a ne da seama că, într-adevăr, Dumnezeu este prezent mereu în istorie, El este prezent mereu în viața noastră, dar intervine din când în când într-o formă deosebită și tocmai de aceea Crăciunul vrea să ne amintească de venirea permanentă și de faptul că Dumnezeu este mereu un Dumnezeu cu noi, un Emanuel. Lecturile pe care le-am ascultat, poate Evanghelia, ar putea să ne îndreptățească să spunem că sunt cu totul alte evenimente despre care, la care trebuie să ne așteptăm. Această descriere a unor evenimente pe care evanghelistul Luca se pare că le amestecă pentru că sunt și evenimente politice care s-au întâmplat, dar sunt și realitățile care se vor verifica la sfârșitul lumii. Atunci când scria Sfântul Evanghelist Luca, armatele romane au cucerit Ierusalimul, au distrus tot orașul, au distrus templul, i-au omorât pe primii creștini, iar la Roma se dezlănțuia cu furie persecuția lui Nero împotriva creștinilor, decapitându-i pe cei doi apostoli, Petru și Paul. Și ne imaginăm cu ce sentimente trăiau creștinii prin anii 70, când s-a scris această Evanghelie, gândindu-se și la acele profeții asupra unor evenimente care aveau să se verifice la sfârșitul lumii. Dincolo de toate aceste evenimente, Hristos pare să spună, sigur referindu-se la, făcând aluzie la ceea ce se vor întâmpla, că ceea ce este important este să fim treji, să ne ridicăm capetele și să privim, mântuirea este aproape. În orice moment din viața noastră și din viața bisericii, din viața lumii, pot avea loc asemenea momente care să ne tulbure și să ne întrebăm, oare este sfârșitul lumii? Oare sunt chiar așa de grave aceste fapte, evenimente? Și atunci trebuie să ne vină în minte ceea ce spunea Hristos apostolilor. Când vor începe să se întâmple toate acestea, întăriți-vă și ridicați-vă capul, pentru că se apropie eliberarea voastră. În orice epocă, s-a scris, sosește ceasul căderii zeilor. Și acesta este ceasul lui Hristos, adică vine Fiul omului și triumfă asupra tuturor nebuniilor și tuturor realităților negative pe care le făuresc oamenii. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și slavă mare. Așa se întâmplă, s-a întâmplat și se întâmplă în continuu și vreau să vin la zilele noastre pentru a vedea că și astăzi atitudinea noastră este aceea de veghe, de credință și de speranță. Asistăm la prăbușirea unei societăți care a încercat să facă un nou turn Babel. Și care este astăzi acest turn Babel? Este bunăstarea trăită fără Dumnezeu și deseori împotriva lui Dumnezeu. Din păcate, bunăstarea a îmbătat lumea și mulți s-au gândit că se pot descurca și fără Dumnezeu. Este de ajuns să ai, să posezi și restul nu mai contează.
abia când vin încercările, omul își dă seama că este cineva sus. Dar înlăturându-L pe Dumnezeu, nu a rezultat o lume mai bună, mai liberă, din contra ne-am ales cu o lume mai sclavă. Înlăturându-L pe Dumnezeu, nu am ajuns la o fraternitate umană, dar la violență orbească și pură între oameni. Înlăturându-L pe Dumnezeu, omul s-a ales cu un gol profund. Se simte mereu descoperit, neputincios, nemulțumit, plictisit. Înlăturându-L pe Dumnezeu, s-a prăbușit cea mai sacră instituție, familia, sau înlăturându-L pe Dumnezeu, este în pericol să se lovească profund în familie. Este criza familiei și consecința acestei, și criza aceasta este rezultatul unui gol, a unui mod în care oamenii nu-L mai acceptă pe Dumnezeu și nu mai permit lui Dumnezeu să intervină în viața lor. Când se întâmplă toate acestea, când se vor întâmpla toate acestea și se întâmplă sub ochii noștri, totuși să ne ridicăm privirea, să ne ridicăm capetele, pentru că totuși mântuirea este aproape, că Dumnezeu se milostivește din noi și vrea să ne spună și în acest an, pregătindu-ne la sărbătoarea Crăciunului, că El este mântuirea noastră. Oricum, cerul nu se cucerește cu mândrie, cu orgoliu. Cerul, adică fericirea, este un dar al lui Dumnezeu, un dar dat oamenilor prin credință și cel care acceptă prin credință pe cel pe care îl trimite Dumnezeu, adică pe Iisus, are parte de mântuire. Așadar, ne deschidem sufletele pentru ca în spiritul lecturilor, mai ales prima lectură și a doua, să ne deschidă mai mult spre a trăi cu adevărat acest nou advent din viața noastră. Prima lectură ne-a dat o perspectivă plină de optimism. Este vorba de promisiunea lui Dumnezeu. Iată, vin zile când voi împlini cuvântul cel bun. În acele zile Iuda va fi mântuit, Ierusalimul va fi în siguranță, dar mai ales Domnul va fi dreptatea noastră. Dreptatea, un cuvânt care se rostește astăzi cu multă ușurință, dar dreptatea care stă la baza relațiilor dintre oameni, o dreptate pe care am făptuit-o Dumnezeu și pe care oamenii o nesocotesc. Iisus, venind pe pământ, a venit să aducă dreptatea. Iisus, venind la sfârșitul timpurilor, va face dreptate, pentru că îi va judeca pe toți și va răsplăti fiecăruia după faptele sale. Recităm de fiecare dată în crez că Domnul va veni la sfârșitul timpurilor și va judeca, va judeca pe toți. Ne încredințăm acestei judecăți de pe acum pentru ca toate faptele pe care le săvârșim să fie făcute în vederea unei răsplăți pe care sperăm să o primim de la Bunul Dumnezeu atunci când va veni cu mare putere și cu slavă. Sfântul Apostol Paul, în lectura a doua, în scrisoarea către Tesaloniceni, ne îndeamnă atât de frumos să punem mai presus de toate iubirea. Vă rugăm și vă îndemnăm în Domnul Iisus, că așa cum ați primit de la noi, cum trebuie să umblați, să fiți plăcuți lui Dumnezeu și să umblați și să prisosiți în iubire, atitudinea adevărată a creștinului care se pregătește pentru un eveniment care este întâlnirea cu Dumnezeu, chiar și misterul Crăciunului, este sentimentul de iubire. Iubirea care trebuie să ne apropie, iubirea care trebuie să ne deschidă mai mult inima spre necesitățile fraților noștri aflați în nevoie, iubirea care trebuie să stăpânească în inimile noastre. Într-o zi a mers un învățăcel la maestrul său, e vorba de scrierile
părinților din pustiu și l-a întrebat cum trebuie să arate viața sa pentru a fi plăcut lui Dumnezeu. Și maestrul i-a spus, trebuie să fie ca o plantă frumoasă, dar ai grijă că la planta frumoasă nu frunzele sunt importante, ci fructul, rodul. Pentru că, așa cum spune Hristos, după roadele lor îi veți cunoaște dacă sunt ucenicii mei, dacă se vor iubi unii pe alții. Rodul cel mai frumos al vieții noastre, sigur că este fructul cel frumos, gustos, dar nu trebuie să lipsească nici frunzele care împodobesc o plantă și care sunt celelalte fapte bune. Iată, Adventul se deschide atunci și cu invitația ca în această perioadă să fim zeloși, plini de zel, în a înfăptui și fapte bune. Și, în sfârșit, un cuvânt din Evanghelie în final. Să fim atenți, aveți grijă de voi înșivă, ca nu cumva inimile voastre să se îngreuneze în necumpătare, beție și grijile vieții, iar ziua aceea să se abată asupra voastră pe neașteptate ca un laț. Inimile noastre trebuie să fie eliberate de orice lucru rău. Îndemnul de a ne pregăti înseamnă această lucrare pe care trebuie să o facem, renunțând la tot ceea ce considerăm că este păcat, la tot ceea ce este nevrednic de numele de creștin, la tot ceea ce poate compromite statura noastră de fiul lui Dumnezeu. Trebuie să lucrăm. Este o muncă noastră pe care o depunem pentru ca la sfârșit această muncă să fie încoronată de bunul Dumnezeu. Am putea asemăna viața noastră cu tot ceea ce noi realizăm. Închipuiți-vă când ne apucăm să construim o biserică și noi suntem coloanele, fiecare o coloană care crește pentru a susține apoi o cupolă și un acoperiș. Toate faptele pe care le facem sunt materiale care se adună în aceste coloane, dar vine Dumnezeu și pune coroana. Dumnezeu desăvârșește această lucrare a noastră și ceea ce noi vom fi adunat pe acest pământ, fapte bune, lupta pe care o ducem pentru ca să fim mai buni, toate se vor arăta în acea zi în care Dumnezeu va încorona toate acele coloane pe care noi le-am ridicat și care vor da naștere unui edificiu care este împărăția lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, Adventul, un timp de așteptare, un timp în care, după etimologia cuvântului, suntem în așteptarea unui oaspete, Adventus, sosire, sosește Dumnezeu, vine Iisus în mijlocul nostru. Știm că a venit, va veni, dar vine în fiecare zi. Și să fim pregătiți pentru a-L întâmpina așa cum se cuvine, dincolo de toate momentele și evenimentele care ușurează sau îngreunează viața noastră. Știm de unde venim, venim de la Dumnezeu și ne îndreptăm spre Dumnezeu. Și acest lucru este o mângâiere pentru noi. Adventul, un nou șantier care se deschide. Cu toți suntem chemați să ne exercităm meseria pe care o avem, ghilimele spus, pentru ca construcția pe care o realizăm și în acest an să fie o construcție frumoasă, capabilă să-L primească cu vrednicie pe Fiul lui Dumnezeu. Amin.
Frăților prea iubiți, Adventul ne anunță că vine Dumnezeu, așa cum am auzit din textele sfinte și din predica Preasfințitului. Pentru a ne bucura de venirea Lui, noi trebuie să ne reînnoim mereu viața și credința. Acum împreună, la începutul acestui timp, vrem să reînnoim credința noastră spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub pontul, îngropat, a cumiat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, însuflețiți de credință, așteptăm cu bucurie venirea Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul mult dorit. Să implorăm cu încredere harul Său pentru noi și pentru lumea întreagă. Doamne Iisuse Hristoase, învrednicește-ne ca prin rugăciune și pocăință să întâmpinăm cu pace și bucurie nașterea Ta preasfântă. Revarsă harul Tău asupra Sfântului nostru Părinte, Papa Francisc, asupra Episcopului nostru Petru, asupra Episcopului Aurel și asupra tuturor păstorilor bisericii Tale, ca ei să ne călăuzească spre mântuirea adusă de Tine. Dăruiește-le conducătorilor de popoare dorințe de pace și ajută-i să le ducă la îndeplinire. Încălzește cu bucuria venirii Tale inimile celor bolnavi, sărmani și părăsiți și îndreaptă spre ei iubirea și grija credincioșilor Tăi. Dăruiește-ne harul ca așteptarea venirii Tale în slavă să fie pentru noi izvor de fapte bune și imbold spre sfințenie. Primește sufletele răposaților noștri în strălucirea luminii Tale. Rugăm, Doamne, vino cu bunătate în ajutorul poporului care Te cheamă
și împlăcărează-i râvna de a se pregăti să întâmpine venirea ta, Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Spre folosul nostru și al întregii Sfântului. Te rugăm, Doamne, primește darurile pe care ți le aducem și pe care le avem de la bunătatea Ta, Tu care ne învrednicești astăzi să celebrăm aceste taine, fă-le pentru noi chezășia mântuirii veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri purea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, prin Domnul nostru Iisus Hristos, El la întâia sa venire îmbrăcând neputința firii omenești, a împlinit-o rânduirea dintr-o început și ne-a deschis calea mântuirii veșnice. Pentru că la a doua venire în strălucirea măririi sale, să primim în cele din urmă lui în adeplină cele făgăduite pe care acum, veghind în credință, îndrăznim să le așteptăm. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm imnul slavei tale,
zicând părâncetare. Te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință, sfințește prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând și potir, mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer,
și așteptând a doua lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine. Dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri lăposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde rădăjduim să ne bucurăm și noi de-a purul de mărirea Ta împreună cu ei. Prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și vă vățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Thank you.
temelul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui.
Să ne rugăm! Te rugăm, Doamne, ca tainele la care am luat parte să ne fie de folos, învățându-ne încă din această viață trecătoare, să iubim cele cerești și să căutăm mereu cele ce dăinuie veșnic, prin Hristos Domnul nostru. Sfințite sfințile voastre, dragi persoane consacrate, dragi și biscuiți credincioși, vă rog să rămânem încă o clipă în această atmosferă de așteptare a lui Iisus și de început de nou an pastoral al bisericii noastre locale, al diecezei noastre. Așa cum am făcut să fie public, pastorala noastră pentru acest an care îl începem liturgic, vreau să vă spun și dumneavoastră două cuvinte. Tinerii au nevoie de sfinți care să formeze alți sfinți. Tinerii au nevoie de exemple, ca ei la rândul lor, devenind exemple, să-i sfințească pe alții. Acesta este gândul cu care noi ne îndreptăm mai departe anul acesta spre tineri, pentru care s-a celebrat un sinod episcopal în octombrie anul acesta. Iar această pastorală chemare către tineri este către Dumnezeu prin mijlocirea unei fericite, prin mijlocirea fericitei Veronica Antal, pe care am primit-o ca dar de la Sfântul Părinte și de la Biserică și de la Dumnezeu, o tânără, o mărturisitoare de credință, o tânără plină de iubire față de Dumnezeu, de rugăciune și de jertfă, care să stea în fața tinerilor ca un model pe întreagă-nul an bisericesc nou. Este pentru ei o chemare și o bucurie, dar nu numai pentru ei, ci și pentru noi. În acest sens, am cerut și cerem mai departe tuturor credincioșilor noștri, și mai ales tinerilor, parochiilor, preoților și tuturor persoanelor consacrate, să aibă grijă de un program particular, și anume, pentru a beneficia de exemplul fericitei Antal Veronica și a celorlalți sfinți pe care noi îi cunoaștem, recomandăm următoarele. În fiecare zi să ne aducem aminte de ei. În fiecare zi de miercuri, de peste săptămână anul acesta, la Sfânta Liturghie, să se facă rugăciuni speciale în cadrul rugăciunii credincioșilor. În ziua de 26 august, ziua comemorării memoriei ei, să se celebreze Sfânta Liturghie după ritualul aprobat de Congregația pentru Cultul Divin. În comunitatea Nisiporești, celebrarea zilei fericitei Veronica va avea rang de sărbătoare. Recomandăm tuturor parochiilor și familiilor religioase să promoveze zile speciale de pelerinaj după programările ce se vor face de comun acord cu parochia și parocul locului. Parocul locului împreună cu preoții din comunitate trebuie să se îngrijească de devoțiunile pentru pelerin și vor asigura mereu program pentru Sfintele Spovezi ale pelerinilor din localitatea Nisiporești. Recomandăm în chip special tinerilor să se îndrepte prin catecheze, prin lecturi, meditații și rugăciune specifice lor, având în față mereu exemplul Veronica. Precizăm că acest an pastoral începe în prima duminică din Advent și se va încheia la sfârșitul anului bisericesc,
din anul viitor, 2019, în solemnitatea lui Hristos, Regele Universului. Dragi frați și surori, dragi tineri și tinere, începem așadar cu bucurie acest an, an liturgic, chiar în prima zi a Adventului, cu această intenție și ne pregătim să sărbătorim perioada minunată a Crăciunului, când Dumnezeu ne invită să ajungem și să ne așezăm în fața pruncului din Betleem, Fiul Său. El vine la noi. Noi îl așteptăm. Noi să mergem spre El, cu ajutorul Sfinților, cu ajutorul fericitei Veronica. Acesta este planul pe care vreau să vi-l încredințez și dumneavoastră și acum și prin mijloacele noastre de comunicare pentru a ne îmbogăți în acest an, a crește mai mult în credința noastră și în așteptarea noastră ca Dumnezeu să vină la noi mereu. Iar acum de Crăciun, într-un chip cu totul special. Preamnă Preasfințitul, cu părinții noștri de la Episcopie și, sigur, de la Parochie, vă dorim să aveți un an binecuvântat, un Advent binecuvântat, care să vă ducă la o fericire, întâlnirii cu Iisus care vine la noi. Amin. Încredințăm acum aceste gânduri și gândul nostru din prima duminică, Preacuratei Fecioare Maria, recitând Îngerul Domnului. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Iată, slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm, te rugăm, Doamne, reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea întruparea lui Hristos, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă. Păzește-mă, povățuiește-mă și ocrămâiește-mă la bine. Care sunt în credința ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Vă măriți în atenția cu câteva anunțuri, sunt câteva mai multe, de aceea puteți să luați loc puțin. În primul rând, mulțumiri tuturor dumneavoastră pentru generozitatea dovedită în ofertele de duminica trecută, în sărbătoarea Hristos, Regele Universului, pentru susținerea seminariilor noastre. Colecta a însumat 5.205 lei și 55 de bănuți, așadar vă mulțumim și cei care vor beneficia de ofertele dumneavoastră ne asigură de recunoștința și rugăciunile lor.
Săptămâna aceasta, miercuri, 5 decembrie, seara la orele 19:30, Consulatul Onorific al Italiei la Iași, împreună cu Centrul Cultural Italian din Iași, ne invită aici în catedrală la un concert de Crăciun. Sâmbătă, 8 decembrie, avem solemnitatea Neprihănitei Zămisliri. Prin urmare, programul Sfintelor Liturghii este ca cel de duminica, 8, 9 și un sfert, 11, 16 și 18. În cadrul Sfintei Liturghii de la orele 11 vor avea loc sfințiri de diaconi. Tot în acea zi, Preasfințitul Aurel Percă aniversează 19 ani de la consacrarea episcopală. Îl însoțim cu rugăciunea și cu prețuirea noastră. Duminica viitoare, 9 decembrie, și următoarea duminică, 16 decembrie, liturghia de seară de la orele 18 se va celebra cu o oră mai devreme, la orele 17. Această modificare se datorează concertelor de Crăciun susținute de corul Juvenes Ecclesiae duminica viitoare și de corul Institutului Teologic pe 16 decembrie. Ambele concerte vor avea loc începând cu orele 19. Vă invităm și vă așteptăm cu drag să vă deschideți inimile la mesajul de speranță pe care an de an îl transmit colindele prin armonia și frumusețea lor. Tinerii din Acțiunea Catolică au confecționat și anul acesta pentru dumneavoastră coroane de advent. Banii obținuți din vânzarea lor vor fi folosiți ca de fiecare dată în scopuri caritabile. Câțiva voluntari, ați văzut deja, vă stau la dispoziție la intrarea în catedrală pentru a vă oferi aceste coroane. Vă anunțăm apariția numărului din decembrie al revistei Lumina Creștinului. De asemenea, vă recomandăm calendarul catolic-ortodox, editat sub îngrijirea părintelui Adrian Blăjuță. În paginile acestuia veți recunoaște imagini din bisericile ieșene și din dieceza noastră de Iași. Duminica viitoare, 9 decembrie, membrii Acțiunii Catolice de la toate ramurile vor reînnoi sau depune adeziunea. La liturghia de la 9 și un sfert copiii, la 11 adulții și la 16 tinerii. De asemenea, vă anunțăm duminica viitoare, a doua duminică din Advent, ca de fiecare dată colecta este pentru susținerea proiectelor Caritas. Vă dorim un Advent binecuvântat. Lăudat să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze Dumnezeu Atotputernicul, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim.